Îți place? Îți place? Haide că uite că nu mai are răbdare. Îți place? Ah. Oh. Hello. Place? At the wrong place at the right time, 'cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky when you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy, I will let my guard down. Don't wanna be shy, about everything that was on our mind. Talking to you gave me butterflies. Then you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy, I will let my guard down. Don't wanna be shy, și Sinsei și am luat foarte puține lucruri. În Pepco nu am găsit tot ce am vrut să cumpăr. Mai voiam să iau și rezerve de mop din alea cu franjuri groase, dar nu am găsit deloc. Și un training pe culoare khaki, ce l-am văzut eu data trecută, nu știu dacă a trecut o lună de atunci, dar au scos stocul ăla vechi și nu mai erau deloc, nici pe nicio culoare. Așa foarte faine, catifelate cumva, materialul catifelat și mătăsos, dar nu a mai fost, așa că nu am cumpărat în materie de îmbrăcăminte pentru mine nimic. În schimb am luat pentru Natalia ceva din Sinsei și o cană foarte faină din Pepco, pe lângă faptul că am găsit și câteva chestii de care totuși aveam nevoie, deci nu m-am dus, nu am fost degeaba, și anume set din ăsta de umerașe. Și eu mă bucur că am găsit set de 10
cu 10 lei, foarte bun preț, și așa subțirele încapă mult mai multe umerașe în șifonier, dacă sunt subțirele, decât ca atunci când am cumpărat alea groase, 6 deja erau cât dublu cât astea 10, da. Dar mă bucur că au băgat așa ceva, pentru că sunt un pic mai practice. Și mai aveau pe un crem bejuliu, ceva de genul, și pe astea negre. Și am luat pe negru ca să le am pe toate la fel. Uitați ce frumoase sunt. Destul de țapene. Da, să vedem. O să vedem cum se prezintă. Și am mai luat și șervețele din astea de captare a culorii pentru mașina de spălat haine. Ați văzut când am filmat produse terminate că am terminat un pachet din ăsta foarte mare. Dar acum am luat micuț cu 15, mi se pare. 6,50 lei. Eu zic că e preț ok. Și 8,50 lei am dat pe această cană. Eu zic că e cu motive de Crăciun. Dar poate să fie de iarnă, nu neapărat de Crăciun. De asta am și cumpărat-o, pentru că este simplă. Îmi place că e cumva de efect, foarte măroacă așa, și zic că e cu motive de iarnă, pentru care fulgește de ea. Dacă nu i-ar fi avut, aș fi putut spune că se potrivește și acum toamna, deși nu este nicio problemă. Foarte mult îmi place dunga asta de aici, neagră, și culoarea canei e cumva un alb murdar. Înăuntru picățele, ca și cum ar fi aruncate așa cu pensul la vopsea neagră. Foarte, foarte drăguță, și mi-aduce aminte de cănile ce le aveam noi la bunici, care erau puse pe fântână. La alea mi se duce gândul, și nu știu dacă e metal, posibil înăuntru să aibă un metal, dar cu siguranță alea erau din tablă, metal, ceva mai grosuț, și la un moment dat ajungeau să nu să ruginească, să se învechească, și culoarea vopselei de pe acele căni să sară. Dar asta cred că este un pic mai calitativă, pentru că e mai groasă. Îmi place sunetul pe care îl face când lovesc cu unghiile, pentru că am impresia că este acel tip de cană de la bunici. Și bineînțeles e frumoasă pentru că are modelul plăcut. Din Sinsay am găsit o geacă care era la lichidare de stoc, era și singura mărime din modelul ăsta, cu 30 de lei redusă. De la 46 de lei, mărimea 98, este o mărime mare, dar îi scrie pe eticheta 2-3 ani, dar nu cred că i-ar veni Natalii la 3 ani. Deci geaca asta, care zice că e pentru 2-3 ani, e un pic mai mare decât una roz pe care a primit-o, imediat o să vă și prezint. Dar asta mi-o place mult. În Sinsay am intrat doar pentru a mă uita la căni, ce tipuri de căni mai au. Și într-adevăr de data asta n-au avut o gamă variată de căni cum au avut data trecută. Și cred că încep și ei să schimbe colecția și să pună de Crăciun. Dar încă nu aveau extrem de multe. Și alea de la Pepco erau atât de frumoase. Cana aia cu brăduți verzi mi-a plăcut tare mult. Dacă nu o găseam pe asta, o luam pe aia cu brăduți verzi. Erau frumuseți, de frumuseți pe acolo prin Pepco, și cred că mă voi mai duce poate la începutul decembrie sau la finalul noiembrie să văd ce aș mai găsi. Oricum, revenind la gecuța pentru Natalia, e cu ursuleț, o culoare așa frumoasă, un bej, zic așa de iarnă, o culoare de iarnă, chiar e grosuță, și numai bine pentru când vine frigul, poate că îi va și veni foarte bine. Are și glugă, fermoar până sus, nu are buzunare și vedeți mărimea 98 și e căptușită cu blănița asta. Nu e blăniță, nu vine acum cuvântul. Materialul ăsta pe care îl găsim și pe hainele de casă, astea mai cozy. Abia aștept să-i dau să poarte. Și de ce vă ziceam că e un pic mai mare decât cea roz? Pentru că, deși e 98, asta trebuia să fie mult mai mare. Și pe asta a primit-o acum, de zilele trecute, de la cineva. Eu am primit Natalia multe, multe cadouri și o să încep să vi le arăt așa pe rând. În primul rând, geaca asta roz, care este super faină și călduroasă, deci îi ține de cald bine. E matlasată, cumva așa, și căptușită pe interior. La fel, nu are buzunărele. Uite, așa se prezintă. Îi ține bine de cald și pe ea scrie numărul 86, de la 12 la 18 luni.
Nu știu, să brandul ăsta în Arad sigur nu este, dar posibil prin alte orașe. Hai să vă dăm tot de la acest brand, Yeftis Baby, cred că așa se spune. Mai avem două lucruri și anume niște cizmulițe mărime 23. Acum sunt un pic cam mai cad din picior, dar vedem la decembrie, ianuarie, când o să-i punem încă o pereche de șosete peste dress-uri, de exemplu, și sigur o să-i fie ok. Sunt un rozaliu spre movuliu, un rozaliu pudrat, un pic mai deschis decât culoarea canapelei, pentru că, na, canapea, vedeți, e un roz spre mov bine. Dar aceștia sunt cumva o nuanță mai deschisă, super frumoși, îmblăniți pe interior și foarte lejeri, așa ușurei. Ne place de numai și Natalie cât îi place de ei, atâta se joacă. Am mai primit tot de la acest brand încă un set de două piese, un training practic. Mărime tot așa 86 de la un an la un an jumate. Îmi place foarte mult bluzița. E cu motive din astea fructate, growing day by day, super. Și pantalonașii sunt și ei frumoși, tot așa, asta de fapt e mov, nu mai e chiar roz. Uite, ăsta ar fi pe roz, mov și mov. O combinație plăcută ochiului, pe care eu am impresia că o să-i placă și Natalie și o să-i vină bine. Hai să trecem mai departe. Avem o rochiță de la Next și câteva lucruri de la H&M, tot așa primite. De la Next avem un fel de set, o rochiță cu dresuri. Și aceștia mărime corespunzătoare, 86, îi vine acum. Deci îi voi da, nu știu, duminică, de exemplu, să poarte. Și are năsturei în spate, rochiță cu motive florale, movulie. Îmi place mult dantela, în ghilimele, asta de la Guler. O să o fac așa, o prințesică, eleganțică. Și posibil să-i dau să poarte rochița asta cu geaca pe care v-am arătat-o mai devreme asta de aici, pentru că s-ar potrivi. Mă gândesc dacă să-i dau dresurile astea, gri, cu ceva iepuraș aici, sau să alegem niște dresuri roz. Nu știu, mă mai gândesc, o să vedem cum arată, pentru că în plăsuța aia de la H&M am și dresuri roz. Foarte, foarte faină. Next, două piese. Next să fie și la următoarea plăsuță. Uite, despre astea vă spuneam. Pe rozaliu, unul mai deschis, unul un pic mai închis. Poate va merge bine cu rozaliu ăsta mai deschis. Eu zic să o să pun eu așa setul unul lângă altul și o să vedem ce se potrivește cel mai bine, pentru că aș vrea într-o zi să îmbrac tot în roz, dacă aș putea, să nu exagerez. Poate că voi pune, îi voi alege ciorăpeii aia pe gri. Nu știu, nu știu. Lasă că avem timp să probeze și să încerce și să poarte de toate combinațiile. Uite, am mai primit ghetuțe, de data asta mărimea 22, ăștia sigur îi vin și acum. 22 e un pic mare, dar eu prefer 22, ea poartă 21, pentru că 21 le închid foarte greu pe picior, bag piciorul foarte greu, că ea nu împinge așa de tare. Și dacă avem, de exemplu, Sky la Adidas, nu pot să închid Sky bine la 21. Zic asta pentru că am trecut dintr-o dată de la 20 la mărimea 22, 20 nu-i mai vine deloc, chiar acum de 2 săptămâni nu mai poate purta. Și am zis, hai să căutăm și noi mărimea 21 prin magazine. Când am mai cumpărat, eu v-am arătat Adidas și negri, v-am arătat eu într-un vlog. Și pur și simplu nu-i vine pe picior, îi vine, dar la fix și cu ciorapei subțiri. Și am zis că ce facem, luăm acum papuci și să nu-i poarte decât o săptămână, mai bine luăm 22. Și așa i-am luat și noi la ceilalți papucei pe care i-am luat data trecută, care, apropo, erau singurii care îi mai vin așa cât de cât bine. Și acum că am mai primit numărul ăsta bun, 22, vă dați seama că ne bucurăm foarte mult. Acum când am fost în mall, n-am mai trebuit să mă uit deloc după papucei, după ghetuțe și Adidas, pentru că eu zic că e suficient cât a primit și cât am cumpărat și noi pentru iarna aceasta. Eventual la iarna, un pic când e mai răcoare, prin ianuarie, poate ne vom uita după ceva mai lung pe picior, deși nu cred că o să-i placă ei să poarte așa de lung pe picior, dar nu se știe niciodată. Oricum, până una alta, H&M are acum niște reduceri și foarte, foarte faine modele la încălțăminte. Avem pe părțile astea laterale în interior și fermoar, se închide frumos, bine și o inimioară aici sus.
Îmi place și combinația de culori, maroniu pe tălpi, super, o să fiu o adevărată prințesică. În continuare, cadou tot din H&M, v-am spus acum avem doar H&M și atât, avem niște Adidas cu Sky, cu mini, uite cât sunt de drăguți și ce fain e talpa așa pe roz. Adidasii sunt pe un bej crem și mini acolo pe textil, pe partea de sus. Aici scrie mare să se vadă mini și sunt cu negru. Ea are și cu Mickey ăia ce am cumpărat noi. Acum numai bine la fix. O are și pe mini, îl are și pe Mickey la pavucei. Mărimea super bună și am mai primit niște balerini cu animal print. Fetița are animal print. Vă dați seama cât e ea de fashionistă? Uite așa se prezintă, tot aceeași mărime. Aici funde, o să dăm cât de curând să-i poartă pentru că sunt pentru perioada asta, la iarnă chiar nu se potrivesc, doar dacă îi rămâne piciorușul pe mărimea asta la primăvară, dar ca să nu fiu, să fiu eu sigură că pot să-i dau și să nu rămână mici, o să îi poarte săptămâna asta cândva și cealaltă, până vine frigul, ăștia deja îi poartă, deci nu ne face nicio problemă că nu îi vine pentru că merge cu ei foarte, foarte ușor și lejer și nu se chinuie. Ce mai vreau eu să fac acum este să-i dau și ghetuțele astea duminică, probabil, să vedem cum îi vine și cu ce rochiță. Pentru că din H&M mai am o rochiță și uite asta, e grosuță cumva, lunguță. Mânecuțele lunguțe, dar foarte frumoase. Aici sunt niște flori și e superbă, pentru că avem o combinație de culori între roz, verde, maro și bej și arată minunat. Chiar arată minunat. O să poartă fetița cu mare drag. Două bentițe din astea pentru cap, numai bine pe roz și una pe bej, e un plasă. Am și o bluziță. Foarte drăguță, roșie. Ei vine bine, cred că orice culoare, dacă nu mă înșel. Dar cu roșu, cu siguranță, o să-i stea super. Uite asta, la altă bentiță, care are și ea floricele. Așa, în imprimeu și o pereche de blugi. Așa, un fel de colanți blugi. Aici aveam și, cred că de la blugi ăștia e eticheta. Da? Mărimea, ce mărime a luat oare? 86, deci toate lucrurile sunt 86 la îmbrăcăminte, iar la încălțăminte 22 și ăștia 23. Și mai are ceva și atât. Două perechi, să zic așa, de agrafe. Pe Rosaliu, că de ce nu? Și pe Animal Print. Numai bine să țin minte Animal Print când o să poarte un balerini, să-i dau și fundele pentru că i-ar sta super bine. Și când o să poarte ținuta pe roz, uite, astea o să-i le dau. Sper să reușesc și să mă lase să-i fac așa două codice, cum i-a făcut de ziua ei, ca să o îmbrăcăm frumos, să fie ea fashionistă, să arate bine, o prințesă, prințesica Natalia Carolina, cea mai prințesă dintre prințesii. Așa îmi place mie să spun că e prințesica casei, frumușica casei. Dar ați văzut că, într-adevăr, este o fetiță frumoasă, inteligentă, deșteaptă, îmbrăcată bine. Nu că mămica n-ar avea grijă, vă dați seama, dar îi plac, au început să-i placă papucei, se uită foarte mult la pantofii mei când mă încalți, pune mâna pe ei, vrea să se încalțe și ea cu ei, parfumurile au început să-i placă, se vede clar că e o fetiță. Acestea fiind spuse, vă las aici, pentru că trebuie să mă duc în seara asta în oraș, să mă duc la un curs și gata, nu mai filmez, ca să mă pot pune un pic și la odihnă și să o pun și pe Natalia la somn, că o aud că face gălăgie. Cred că are și ea nevoie un picuț de somn. S-a trezit. Am venit cu ea de la mall și a adormit, dar când am adus-o sus, poc, s-a trezit, nu a mai fost curioasă să doarmă. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc că ați fost aici cu mine până la final. Vă pup și vă doresc numai bine. Ne auzim data viitoare. Pa, pa!